au rămas zile numărate până la gala KOK World Grand Prix, ce va avea loc la Chișinău pe 1 octombrie. În prezent, organizatorii evenimentului efectuează ultimele pregătiri pentru amenajarea selei polivalente. Președintele Asociației FIA Dorin Damir susține că această gală ar putea fi cea mai interesantă dintre toate cele desfășurate până acum în capitală. Sunt luptători, cât luptători tineri, atât luptători de valoare. Categoriile sunt diferite, dar într-adevăr în partea a doua avem și grei, avem și categoria 93, unde luptătorii sunt destul de puternic, pălituri puternice și viteza o bună. Luptătorul moldovean de K1 Denis Apăvăloaie îl va întâlni în ring pe Alias Abdulaziev din Federația Rusă. Cei doi se vor bate într-un super fight din categorie de până la 77 de kg. În categorie 85 de kg. Era foarte greu, deoarece adversarii veneau din categorie cu mult mai înaltă, veneau din 90 în 85 și era o diferență mare, era greu. Acum în categoria 77, Denis se simte cu mult mai bine. În cadrul seriei este programat și un duel feminin. Moldoveanca Nadejda Cancer va împărți pumn și picioare cu olandeza Eshma Hașaș. Mai slabă n-aș putea să spun, pentru că noi ambele muncim, fiecare zi sigur și ea și eu. Și deja, ce pot să spun, mă simt pregătită. Adversara Nadejdei Cancer este o luptătoare din Olanda, deja a avut luptă în circuitul Glory, dar eu sunt sigur că Nadejda va face mai mult decât posibil pentru a câștiga. La Chișinău se va disputa a 15-a ediție a Galei KOK, organizată de Asociația FEIA.